Ne continuăm periplul nostru printre temele care trebuie să valorifice întreaga materie la limba și literatura română, astăzi încercând un exercițiu de imaginație de-a lungul celor 4 luni de zile asupra subiectului de tip 3. Așadar, dragile mele eleve, vom fi într-un dialog permanent care va exploata nu numai informația, ci și modul în care organizăm informația într-un text scris. Este foarte adevărat că subiectul al treilea presupune o organizare logică a ideilor, o organizare argumentată, astfel încât la finalul unui eseu, care nu trebuie să depășească 2-3 pagini, trebuie să avem în vedere mereu firul logic al întregului demers. Astăzi, eu în Bacovia cred că ne-ar prinde bine, nu? Ținând cont că zăpada apocaliptică, unul dintre elementele figurative prezente în mod simbolic în lirica lui Blaga, ne-a dat și nouă suficiente bătăi de cap în ultima vreme. Așadar, un George Bacovia, dar nu înainte, însă de a prezenta încadrarea poetului în simbolismul european. Simbolismul european este un curent sau o mișcare? Care este părerea voastră? Și dacă se poate, să faceți și o diferențiere între curent, mișcare, direcție, tendință. Ariadna? Puteți interveni fără niciun fel de problemă. Simbolismul este un curent relativ unitar, prin poezia sa învăluită în mister și prin muzica interioară profundă. De ce este, în primul rând, când apare? Apare în Franța în cea de-a doua jumătate a secolului al Al XIX-lea. 19-lea. Ai vorbit despre caracterul relativ unitar. De ce, Ariadna? Continuă-ți ideea. Se poate vorbi în simbolism despre două Se școli manifestă, simboliste, sigur da. că da. Una este decadentă, iar Da. cealaltă simbolistă de esență De esență intelectuală. intelectuală. Bun. Diferențele majore dintre un curent, mișcare, tendință literară știm foarte bine că au la bază un principiu. Care este principiul care funcționează întotdeauna în definirea unui curent, Oana? În majoritatea cazurilor, un curent literar apare ca reacție împotriva altui curent literar. În Sigur că cazul da. nostru, simbolismul apare ca reacție antiromantică și antiparnasiană. Antiromantică de esență retorică, Retorică? sunt împotriva unui retorism exploatat și împotriva unui verbalism dus la extrem și împotriva parnasianismului. Sigur că da. Care ar fi principiile poeziei simboliste? Și aș vrea să mergem chiar pe definirea elementelor care dau specific curentului. Carmen. Principiile simbolismului ar fi simbolul, Folosirea sugestia, simbolului, folosirea sigur că simbolului, da. folosirea sugestiei, Da. folosirea corespondențelor, muzicalitatea, Da. versul liber, Da. Preferința pentru anumite culori, culori, preferința pentru anumite gri, instrumente cenușiu și roșu. muzicale, pentru oricine care ar vrea să știe ce este simbol. Cum putem defini simbolul, Ariadna? Simplu, Simbolul trebuie. este un semn, acesta poate fi un obiect concret, o imagine, o cifră, un cuvânt care substituie Substituie, sigur că da. un element abstract, Sigur că o da. idee, un Sigur concept, că un da. fenomen. Sugestia, dacă ai putea să ne spui, ce este sugestia? Sugestia este realizată prin intermediul simbolurilor. Acestea Sigur că sunt da. Și instrumentele instrumentul de care realizare a sugestiei. sunt simbolurile. Sigur că da. Ea este o tehnică secretă care Se bazează pe ce? Valențe ale cuvântului. Conotative. Da, pe valențele Valențele conotative. conotative. Conotative, ambigue, Aluzive. aluzive, sigur că da. Sugestia este una dintre coordonatele, unul dintre principiile fundamentale ale simbolismului. Ce poți să-mi spui despre versul liber? Versul liber este prezent în poeziile simboliste
Și Ca o manifestare a ce? Ce simt simboliștii? redau mai degrabă ritmul interior Sigur decât. că da, generează un ritm interior și categorii, versul liber, degajă o stare de libertate pe care și-au dorit-o. Poezia viitorului în viziunea poeților simboliști, în viziunea lui Macedonski, primul teoretician al simbolismului românesc și, de ce nu, fără a ne situa pe o poziție de protocronism, poate fi considerat și un teoretician al simbolismului european. Am uitat să aducem în discuție preferința pentru imaginile vagi, sentimentul acela al clar-obscurului pe care îl degajă de obicei imagini vizuale marcate de simbolism. Am lăsat liber ca noi să avem șansa să completăm aceste spații, teme, motive, atitudini. Aș vrea să-mi spuneți și eu voi, ca un elev conștiincios, să încerc să le notez. Teme. Moartea, Bancul. natura, moartea, natura. Natura. Moartea. Tema morții, da? Evadarea din spațiul real. Atunci zicem ca o logică firească, Prin vorbim despre călătorie. Poetului. condiția poetului. Doamna. Damnat, sigur că da. Și această evadare se face prin Și ce intermediul generează, călătoriei. da, ce generează condiția aceasta damnată, condiția Evadare din spațiul real. evadarea din real, da, evadarea din real. Motive, vă rog. Florile, seara, murgul, Deci, orașul. principalele, motivul solitudinii, solitudinea, singurătatea, nu? Motivul ploii, vă ascult. Motivul anotimpului, toamna. Motivul toamnei, da? Motivul coșmarului. Motivul coșmarului, motivul parcurilor pustii. Motivul cimitirului. Cimitirul, Cavoul. cavoul, Fântânile. fântânile, Zborul. etc. Nu ne propunem foarte multă pentru că nu avem timp nici să le scriem, nici să le discutăm. Atitudini. Ce atitudini degajă poezia simbolistă? Vă rog. Splenul, datorat, Splin. banalității. Banalității realului, Realul. da? Realitatea banală generează un amestec de ce? Plictis, Neplictis, dezgust, dezgust. tristețe metafizică, da? Deci splin, da? Altceva? Nevroză. Nevroză, corect. Angoasă. Angoasă. Toate sunt generate de solitudine. Solitudinea creează o asemenea gamă de sentimente. Este o stare dominantă. Sigur că da. Altul, depresia, stări dominante, da? Bun. Ca reprezentanții în literatura universală, ne-am permis într-un spațiu limitat pe care îl avem să aducem în discuție Charles Baudelaire, Stefan Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Jean Moreas, de fapt, care este autorul primului manifest al simbolismului european, iar în literatura română, Macedonski este un poet de tranziție dinspre romantism spre simbolism, Ștefan Petică, Dimitrie Anghel, Ion Inulescu și autenticul poet simbolist, reprezentantul simbolismului autentic românesc, George George Bacovia. Bacovia. Dacă avem în vedere contextul european în care apare Bacovia, am putea spune că poezia lui este expresia unei sinteze de teme și motive pe care George Bacovia, sau asupra cărora George Bacovia aruncă un timbru specific, un timbru original. Nu întâmplător, criticul literar Ovidiu Escru Mălicianu aducea în discuție faptul că dintre toate temele,
toate motivele, toate simbolurile pe care Bacovia le dezvoltă în poezia lui, unul singur nu se regăsește la niciun alt poet simbolist. Este vorba despre plumb. Din această perspectivă, Bacovia nu se aseamănă, spune el și îl citez, cu nimeni și cu nimic. Este clar, e timpul originalității lui. Mergem mai departe, timpul este dușman. Bacovia, reprezentant al simbolismului autentic, se insistă foarte mult asupra ideii conform căreia Bacovia este un poet de atmosferă. Puteți să-mi spuneți, din această perspectivă, prin ce se caracterizează starea de bacovianism? Bacovianismul e o stare poetică, da? Poezia sa este expresia unui orizont cenușiu, rece, închis. Sigur că da. Există, Ariadna, o cale de ieșire din acest univers aproape carceral? Nu. Omul se simte izolat, claustrat în acest spațiu. Sigur că da, claustrofobia este o stare pe care o în care este captiv. În care este captiv. Ce fel de lume, ce aspect ale lumii întâlnim în poezia lui Bacovia? Lumea în poezia lui Bacovia este ostilă. Sigur că da. Îl sufocă. Multitudinea de obiecte, de mediul în sine în care trăiește poetul. E dens material, da? Este dens material. Din această perspectivă vom reveni de altfel asupra acestei idei. Manolescu vorbește și validează ceea ce ați spus voi printr-o afirmație. Se vorbește foarte des în lirica lui Bacovia despre o coborâre în infern. E un infern al obiectelor, este o zonă a întunericului, este o zonă a macabrului, a lugubrului. Mai mult decât atât, voi vorbați de un număr mare de o aglomerare de obiecte, de un mediu dens material, nu? Despre care Manolescu spune foarte clar, dominația și teroarea obiectelor ce anulează? Anulează și viața și sensul ei. Sigur că da. E o lume halucinantă, nu? E o lume bolnavă, e o lume apocaliptică. Ce aspecte ale acestei lumi prezintă Bacovia? Și credem, fără să greșim, că vorbim de un univers inedit. Care sunt aspectele pe care le surprinde Bacovia? Cimitirul? Cavoul? Ospiciile? Nu? Spitalele, sigur că da, este o lume agonică. Și această lume agonică, această lume în disoluție, această lume dezorganizată sufletește, v-am dat câteva elemente pe care Eugen Lovinescu le surprinde extraordinar de bine, vorbește de o atmosferă de copleșitoare dezolare, vă fac atente asupra epitetelor, asupra determinanților adjectivali, copleșitoare, deplină. Nu e loc de acces în această, nu e loc de ieșire, nu e nici loc de acces în această lume. E o lume sufocată, e o lume închisă, o lume care trăiește obsesiv moartea și neantul. Descompunerea ființei organice, o nimicire a ființei, iată cum se intersectează doi critici literari, repere ale criticii românești interperice și moderne. Manolescu vorbește despre absența vieții și a sensului ei, Lovinescu vorbește despre o nimicire a ființei. Sigur că da. Așadar, ce putem adăuga la depresie și dezolare? Disoluție. Disoluție, foarte bine, foarte bine. Descompunere. Sigur că da. Nevroză. Mă gândeam la toate cuvintele, așa printr-un joc, nu? Ca să mai animăm o atmosferă așa sumbră, cuvintele care încep cu litera D, nu? Un exercițiu de imaginație. Dezintegrare.
Ce dezintegrare. Dezintegrare, sigur că da, dezintegrare. După cum observați, majoritatea sunt alcătuite cu ajutorul prefixelor care anunță nimicirea, anunță dezorganizarea. Bun. Categoric, poezia care reprezintă principiile care însumează crezul artistic, principiile poetice ale lui George Bacov este poezia Plumb. Interesant, știm despre această poezie care dă și titlul volumului și care apare când? În 1916, debutul poetic. E interesant că avem o mărturisire, nu? Despre propriul volum și despre propriile poezii. Cam rar întâlnim asemenea atitudini explicite despre o artă poetică. Ce spune Bacovia? Se simțea bine Bacovia? Îl reprezenta volumul Plumb? Pentru că noi ne întoarcem mereu la ce? Și insist asupra acestei chestiuni. Ne întoarcem asupra viziunii despre lume. Așadar, dacă viziunea despre lume este expresia unei atitudini de solitudine, să vedem ce spune Bacovia despre propriile poezii. În poemele de Plumb, acolo sunt neîntrecut. Acolo sunt neîntrecut, zice el, da? Ce singur mă simțeam în lume. Ce singur mă simțeam în lume, 1916, Bacovia, poetul de Plumb, o autodefinire explicită până la urmă asupra... Bine, nu putem să valorificăm și să dezvoltăm foarte mult această idee, să nu uităm că volumul Plumb e primul în traseul liricii lui Bacovia și atunci entuziasmul creatorului este justificat. Care este starea de spirit dominantă? Mai întâi, haideți să citim textul. Dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar vestmânt, stam singur în cavou și era vânt și scârțâiau sicriele de plumb. Dormeam întors amorul meu de plumb pe flori de plumb și am început să-l stric, stam singur lângă mort și era frig și atârnau aripele de plumb. Cred că înainte de a vă determina să răspundeți la întrebarea inițială, ar fi bine să citim și ipoteza. Atenție! Niciun eseu argumentativ, dragile mele și dragii mei elevi, nu poate să deschidă logica discursului vostru argumentativ fără o ipoteză. E un punct de plecare logic de la care pornesc toate celelalte argumente. E teza noastră care trebuie susținută prin câteva argumente. Și atunci, citim ipoteza să vedem, să desprindem exact starea de spirit dominantă. În opera sa, decorul oamenii, lucrurile au culoarea cenușie a plumbului, fiindcă peste tot domină tristețea, apăsarea, dezgustul refulat, fie pentru o lume stăpânită de forțe obscure, implacabile, covârșitoare, fie pentru un mediu fizic care transmite în suflet oboseală, descompunere, conștiința mizerii irremediabile sau nostalgia dureroasă a evadării. Lidia Bote, Simbolismul românesc, unul dintre cei mai buni analiști, critici ai poeziei lui Bacovia. Așadar, de ce credeți că ne-am oprit? Care a fost opțiunea voastră? Pe ce s-a întemeiat opțiunea voastră atunci când ați ales această ipoteză? Ariana. Prin faptul că în această ipoteză sunt descrise și punctate toate elementele din poezia Plumb a lui George Bacovia. Concret, că n-am insistat absolut deloc în ceea ce privește raportarea acestei ipoteze la tema eseului nostru, viziunea despre lume. Întâlnim viziunea despre lume în această ipoteză? Da. Concret. Este o lume, cum spune și Lidia Bote, stăpânită de forțe obscure, implacabile, covârșitoare. În primul rând, totul, absolut totul. Decor, oameni, lucruri. Da? Da. Totul are culoarea cenușie a plumbului. Iată că în ipoteză
cuvântul cheie, nu? Al textului este cuvântul plumb. Legătură logică pe care o putem face între ipoteză și întregul discurs argumentativ al eseului. Așadar, viziunea lui Bacovia este marcată de cenușiu, de culoarea cenușie a plumbului. Ce dezvoltă, ce sentiment de dezvoltă această culoare cenușie a plumbului? Culoarea cenușie a plumbului dezvoltă anxietate, angoasă, tristețe. Tristețe, izolare. Așadar, acestea sunt stările, da? Stările specifice unei claustrări, unui sentiment de închidere totală, fără niciun fel de soluție de ieșire dintr-un univers carceral. Putem vorbi, am dat pagina, nu revin, sentimentul dominant, tristețe, apăsare, dezgust, un dezgust refulat. Ce fel de univers, ce tip de univers întâlnim? Un univers obscur. Obscur, implacabil, din fața căruia nu te poți salva, este fără putere de salvare, este o agonie pe care o trăiește eul. Un mediu fizic, la ce supune ființa? Practic apăsarea, dezgustul, la ce supun ființa toate aceste stări? La neantizare, la nimicire, da? La oscilire a puterilor, la un dezechilibru emoțional până la urmă, la o lipsă a forței de a mai răzbate, de a mai putea răzbate prin acest univers închis, un univers temniță, care știți foarte bine și o să ajungem din nou la text, este sugerat printr-un simbol, cavoul, da? Și mai e important de ipoteza pentru ceva. Spuneam că în poezia bacoviană, se întâlnește o temă, condiția poetului damnat. Reiese din această ipoteză conștiința poetului? Poetul este însingurat, este izolat. Conștiința, în momentul în care ajunge la conștiința mizerii iremediabile, apare ce? Apare nostalgia dureroasă a evadării. Dragile mele, este vorba despre ipoteză care însumează ce? Viziunea despre lumea poetului, da? Conștiința creatorului, atitudinile, stările, ipostazele eului liric. Și nu e deloc greu de raportat această ipoteză la poezia Plumb. Titlul poeziei Plumb surprinde toate aceste conotații. Așadar, starea de spirit dominantă este tristețea, da? Solitudinea. Vorbind de mai multe stări, spunem un slash, solitudinea. Da? Incapacitatea eului de a se salva. Titlul, ce știm despre titlu? Ce este titlul într-un text poetic și nu numai? Într-un text epic sau dramatic? Titlul reprezintă un prag al textului. Un prag, un, da? Factor determinant al acestui. E un factor determinant care generează ce? Generează o coerență la nivelul textului, da? Titlul e un semn, nu? Concentrează. E un semn sau o imagine. Care intră în relativ cu alte semne. Intră în relație cu toate celelalte semne care se pot afla în spatele unei metafore, în spatele unui epitet, sau care poate să genereze, titlul poate genera o rețea de semnificații răspândite la nivelul întregului text. Titlul poeziei Plumb are vreo semnificație? Raportăm mereu ipoteza la titlu, pentru că e absolut logic să facem acest demers. Titlul concentrează întreaga
Întregul mesaj al poeziei, el sugerează atât culoarea cenușie a plumbului, culoarea disoluției, aș putea spune. Poetul se simte claustrat, nu poate ieși din această lume. Plumbul sugerează densitatea. E un simbol, da? Spuneați puțin mai devreme că simbolul face legătura între ce? Între două realități. Nu? Realitatea interioară și realitatea exterioară, între materie și spirit. Așadar, ca metal, ce este plumbul? Un metal dens, așa, de culoare închisă, cu o greutate mare. Cu o greutate mare, da. Da, cu o greutate mare, culoare cenușiu. Cenușie, da? Ce alte valențe mai are? Valențe toxice. Toate aceste trăsături fizice, către ce semnificații simbolice trimit? Către disoluție. Disoluție. Dezintegrare. Dezintegrare, apăsare. Depresie. Nu e deloc de neglijat faptul că plumbul trimite spre ideea morții, având în vedere trăsăturile simbolului ca mod de realizare a unei relații secrete și universale între două luni. Așadar, plumbul generează o anumită stare. Plumbul generează o anumită stare. Temele poeziei? Tema morții. Dacă e o artă poetică, în mod cert, condiția poetului într-o lume ostilă, rămâne ideea de bază. Revenim asupra temelor. Spuneam puțin mai devreme, condiția poetului într-o lume ostilă, moartea, relația Eros-Thanatos, din perspectiva euului liric, care trăiește agonic o ultimă posibilitate de salvare și ea frântă. Este vorba despre iubire. Tipul de lirism. Ce tip de lirism întâlnim în poezia Plumb de George Bacovia? Și de ce? Lirismul este de tip subiectiv, datorită formei pronominale la persoana întâi. Este de tip subiectiv, corect, și justificăm această apreciere prin ce? Forme ale verbului. Forme verbale. La persoana întâi. La persoana întâi, sigur că da. Deci forme verbale. La persoana întâi. Sigur. Adjective pronominale, amorul meu. Meu. Adjectivul meu. Pronominal, sigur că da, de persoana întâi, care trimite spre persoana întâi, adjectiv pronominal meu. Corect. Bun. Imaginarul poetic. Ce trebuie să tratăm? Ce trebuie să dezvoltăm atunci când avem acest concept de imaginar poetic? Temele care apar în poezie, motivele, corect. Figurile de stil. Figurile de stil. Bun. Care sunt și imagini, nu? Imaginarul vizuale. Poetic se imagini bazează pe vizuale și frecvența imaginilor poetice, o modalitate de transfigurare a realității, da? Bun, ce tip de imagini întâlnim aici? Care sunt cele frecvente? În poezia Plumb sunt frecvente imaginile vizuale, care se îmbină foarte bine cu imaginile auditive. Te rog să-mi dai exemplu pentru imagini vizuale. Imagini vizuale, sicriele de plumb, funeralul Vesmânt, sicriele de plumb, da? Și imagini auditive, verbele cu o rezonanță scârțâiau. Deci, construcția. Scârțâiau sicriele de plumb. Corect, sigur că da, scârțâiau sicriele de plumb. Bun. Haideți să mergem mai departe. Structura poeziei. Cum este structurată poezia? Poezia este structurată în două catrene simetrice. Simetria este un alt element prin care Bacovia reușește să transmită. E o tehnică de compoziție discursivă. E o tehnică de compoziție manifestată la nivelul discursului liric. Sigur că da, ea creează monotonie. Prin monotonie poetul devine obsedat. Obsesia este prezentă în text. Da, nu e altceva decât acest sfârșit continuu despre care vorbește Ion Caraion într-un studiu extraordinar de important pentru analiza poeziei bacoviene. Un sfârșit continuu, un sfârșit neîncetat, iremediabil
același, care nu are capăt. Sentimentul de monotonie, de agonie continuă, de dezintegrare continuă, de disoluție a ființei. Bun, care sunt cele două planuri pe care sunt structurate cele două catrene? Este un plan exterior. Corect, un plan exterior. Obiectiv. Obiectiv. Da? Și care este simbolizat de? De cavou, sicriu. Cavou, sicriu. Întregul decor ostil. Întregul decor este ostil, este static. Un univers carceral, este un univers din care nu se poate ieși. Transcendența, dacă vreți, aspirația spre înălțare, îi sunt refuzate euului liric. Euul liric nu cunoaște înălțarea. Vă aduceți aminte la Blaga, la Paradis în destrămare, în poezia Paradis în destrămare, o altă poetică extrem de importantă, euului liric îi era refuzată cunoașterea, similitudini în ceea ce privește neantizarea ființei. Celălalt plan? Cel interior sau subiectiv? Da. Dezvoltat de ce relație? Relația dintre Eros și Thanatos, adică moarte, da? Relația dintre iubire și moarte. Dormea întors amorul meu de plumb. E un epitet întors, aș vrea chiar pe text să-l discutăm. Spre ce realitate simbolică trimite? Ce înseamnă întors? Dacă am mai întâlnit vreodată acest epitet, acest adjectiv, de fapt, cu valoare stilistică de epitet, Ariadna. Da, este foarte bine explicat la Lucian Blaga. Da. El spune, citez, a fi întors înseamnă a fi cu fața spre moarte. Cu fața spre moarte. Așadar, somnul întors afectează relația dintre iubire și moarte, o contaminează cu moarte. De aici, imposibilitatea euului de a se salva. Singura cale de salvare, iubirea, este anulată, este refuzată. Mai mult decât atât, există un element determinant, cu valoare determinativă, de plumb. Ce semnifică? Ce fel de zbor este acesta? Mai este un zbor al înălțimilor? Este un zbor frânt. Este un zbor frânt și atârnau aripele de plumb. Căderea în abis, sigur că da. Sentimentul acela al prăbușirii interioare, al disoluției ființei, al dezintegrării copleșitoare, cum spunea Lovinescu, sunt semne clare ale ființei care se neantizează. Bun, ce semnificații dezvoltă cuvântul plumb? De câte ori apare în text? Ia să vedem. De câte ori apare? De șase ori. De șase ori. Devenind astfel un leitmotiv. Devine, sigur că da, un leitmotiv și în jurul lui, practic, se concentrează întreaga esență și toate semnificațiile poeziei. Hai să discutăm puțin poezia pe nivele, e mult mai ușor de înțeles și, cu siguranță, discutând fiecare nivel în parte, veți putea să dezvoltați în meseul vostru argumentativ ideile care sunt prinse în bare. Așadar, la nivel fonetic, ce puteți să-mi spuneți despre sonoritatea cuvântului plumb? Este cuvântul. Este un substantiv care conține patru consoane și în mijlocul lor o vocală, care este practic sugrumată de acestea. E sufocată, sigur că da. Ce fenomen stilistic întâlnim aici, pentru că aliterația, sigur că da, întâlnim fenomenul acesta, o să vedem consoanele P, B, M, N, S, Ș, T, Ț, sunt consoane dure care se repetă și care generează
O stare de spirit. O stare de spirit, sigur că da, bacovianismul se reflectă și în acest tip de simbolism fonetic, categoric, o stare de... De teamă, de nevroză. Nevroză, teamă, obsesie. Spaimă. Spaimă, de ce nu? Sigur că da. Acea vocală din interior, sugrumată, cum spunea Carmen, sufocată, este o vocală deschisă sau este și ea o vocală supusă frângerii, supusă morții, în plan simbolic? Este o vocală închisă. E o vocală care se închide. Ea nu e în plan fonetic o vocală închisă, dar în planul semnificației sonorității se închide. Și ce dezvoltă vocalele O, U, care sunt prezente foarte, foarte frecvent în text? Ce sugerează? Golul. Vidul. Absența. Extrem de important. Absența, golul, vidul sunt stări de permanență, stări, să le spunem, specifice liricii lui Blaga. E un joc permanent între existență și non-existență, un joc pe care o să-l vedem realizat la nivel sintactic printr-o figură de stil. Bun, vă rog să-mi spuneți la nivel morfologic ce atitudini întâlnim ale poetului Bacovia. Vorbea la un moment dat despre un număr mare de substantive. În ce câmp semantic se integrează ele? În câmpul semantic al morții. Al morții, categorii. Puteți să-mi dați niște exemple? Ele creează decorul straniu, sicrie, funerar, vesmânt. Sicrie, vesmânt, toate sunt însoțite de determinanți adjectivali, sigur că da. Funerar, mort, cavou, mort, frig, sigur că da, inclusiv zborul este compromis, așa cum spuneam puțin mai devreme, de un determinant al căderii. Foarte bine, prezența frecventă a verbelor. Ce fel de verbe întâlnim? Dormeau? Apar verbe la... Ce fel de verbe? Statice. Sunt verbe statice care trimit spre întremenire, spre veșnicul repaus, dacă vreți un Eminescu asociat lui Bacovia, nu înseamnă o eroare, spre moarte, categorii, static, întremenire, absență, disoluție. La ce mod și la ce timp sunt aceste verbe? Indicativ imperfect. La imperfect. Ce timp este acesta? Ce sugerează imperfectul? Sfârșitul continuu. Un sfârșit continuu este un timp al indeterminării, al duratei, sigur că da. E un timp al duratei care generează aceeași stare de monotonie. Bun. Aș vrea să vă mai întreb ceva, chiar dacă atingem nivelul sintactic, ce puteți să-mi spuneți despre poziția verbelor? Ia uitați-vă. Sunt simetric. Bine, în afară de simetrie care se manifestă la fiecare nivel în parte, cu câteva mici derapaje, absolut insesizabile. Substantivele sunt pospuse, verbele... Nu, vorbesc despre verbe. Ce poziție au verbele? Se află la începutul promoției. La început. Are vreo importanță acest lucru? Generează o stare? Generează o stare, prezența unui verb, chiar cu prețul inversiunii este așezat aici. Ce idee poetică? Cu siguranță prezența la început de vers subliniază o idee poetică. Staticul, încremenirea, incapacitatea eului de a se salva. E ca o sentință. Nu întâmplător, Manulescu vorbește despre această semnificație imperfectului în opera bacoviană, în poezia bacoviană, ca o sentință, ca o judecată aspră, ca un verdict pe care eul liric îl suportă, ca un spectator. Eul liric se manifestă? Nu. Elementele poeziei manifestă planul interior. Planul interior este redat prin
Este sugerat. Este sugerat. Da, este sugerat de simbolul plumb în primul rând. Sigur că da. De morbid. Morbid, funebru, lugubru, sigur că da, sunt toate stări specifice. Așadar, la nivel morfologic, numărul de substantive, ne întoarcem la acea dominație și teroare a obiectelor care fac posibilă dispariția vieții și dispariția sensului ei, prezența frecventă a verbelor, întrebare, aș vrea să vă pun o întrebare. Sunt verbe statice. Există totuși un verb, l-ați dat ca exemplu pentru imaginile auditive, care pare a disloca eulirii din această stare de încremenire? Da, este vorba de verbul scârțâiau. Scârțâiau. Conține el un, să spunem, un element care generează mișcare. Conține un sunet care poate să disloce eulirii din această întremenire. Da, însă și acel sunet este unul straniu. Este un sunet... E iul, i, apropo de simbolismul fonetic, care este un sunet al crispării, al disperării, al incapacității de a se salva, al terorii. Iată cum își face loc o vocală care nu e destul de puternică, nu? Pentru a salva eul. E expresia disperării, a stridenței, nici de cum a unei liniști interioare. Bun, și nu e deloc de neglijat prezența vocalei î și prezența vocalei i cu aceeași sonoritate, cu aceeași semnificație, stridență, crispare, dacă vreți, descompunere, disoluție. Bun, mergem mai departe la nivel sintactic. Avem o figură sintactică, aliterația și asonanța fiind figuri fonetice, da? Printre figurile de stil. Este vorba despre elipsă. Unde o întâlnim? La nivelul acestui vers. Ce observați voi? Lipsește ce? Predicația. Lipsește verbul. Da? Semnul absenței. Cred că sunteți de acord cu mine că verbul întreține ce? Mai ales verbul a fi. Absenței, verbul a fi. Spune, Oana. Verbul a fi întreține comunicarea, însă aici vorbim. Foarte bine, Oana. Întreține comunicarea. Este o absență a comunicării. Între... Și flori de plumb și funerar, veșmânt, sigur că da. Realitatea interioară nu reușește să comunice. Este un discurs fragmentat. O să ajungem imediat, foarte bine, este un discurs fragmentat, un discurs eliptic, absența, golul, dacă vreți, golul, absența, sunt stări dominante. Bun, elipsa, rețineți, absența predicației dintr-un vers care nu face altceva decât să elimine factorul comunicării dintre realitatea interioară și realitatea exterioară. Topica inversă, despre care am vorbit și noi, nu ne întoarcem la ea, prezența propozițiilor, ca o temă așa de să spunem, de imaginație și de creativitate, ce fel de propoziții avem în text? În text apar propoziții principale. Doamna a pus sigliele de plumb, da? Principale, independente și coordonate. Cum sunt? Sunt? Principale. Principale. Există totuși o subordonată, o singură propoziție subordonată, da? Și am început să-l stric, nu întâmplător. Ea, poziția ei este unică în acest peisaj sintactic dominat de propoziții principale, pentru că este strigătul aici. Este strigătul neputincios al, spune Ariadna, strigătul de disperare. E un strigăt de disperare, în rest sunt
propoziții principale, independente și coordonate. Coordonate prin ce? Hai să vedem prin ce sunt coordonate. Conjuncția copulativă și conjuncția copulativă și. Apropo, ce rol are conjuncția aceasta copulativă și? Și flori de plumb și vulnerar vesmânt. Ce se întâmplă într-un discurs fragmentat, într-un discurs care e generat de panică, de solitudine, de angoasă, de frică, de splin? Sunt suprapuse mai multe imagini. Imagini suprapuse, discursul nu este fluent, nu? Da. Nu e continuu. Spune, este crispat. Este crispat, fragmentat, sigur că da, e un discurs fragmentat, așadar conjuncția și face posibilă suprapunerea planurilor, da? Deci, suprapunerea planurilor și fragmentează discursul. Sigur că da. La nivel lexical, v-am pus un semn de întrebare, mi-am dat răspuns puțin mai devreme, câmpul semantic al morții. Al morții, sigur că da. Da, și ajungem și la nivel stilistic. Vreau să-mi dați exemplu, am vorbit de simbolul plumbului, vreau să-mi dați câteva exemple de metafore. Aripele de plumb. Aripele de plumb. Flori de plumb. Flori de plumb, amorul, sigur că da, amorul meu de plumb, bine. De asemenea, așa să-mi spuneți rolul epitetelor, ce tip de epitete avem? Dormeau adânc. Adverbiale. Al verbului, epitet al verbului, sigur că da. Și mai dați-mi un epitet tipic adjectival. Funeral vesmânt. Funerar vesmânt, epitet adjectival, da, sigur că da. Și întors. Ce observați? Ce observați la aceste epitete? Ce sugerează ele? Epitetul adânc sugerează deja un somn dus spre moarte. Spre moarte și la... foarte bine că somnul ce este? O anticameră a morții. E un somn profund și o desprindere de realitate. Foarte bine. Bun. Valoarea stilistică a semnelor de punctuație. Ce puteți să-mi spuneți despre semnele de punctuație? Punctele de suspensie și liniile de pauză. Liniile de pauză și punctele de suspensie fragmentează discursul liric. Așa. Sugerează o stare de crispare. O stare de crispare, nevroză, stare de angoasă până la urmă. De teamă. Da? Teamă, sigur că da. Întreruperea unui discurs stă sub semnul unui sentiment. Frică, nu? Spaimă, angoasă, obsesie. Sigur că da. Liniile de pauză, atenție, acumulează tensiuni lirice. La nivelul întregului discurs e nevoie, linia de pauză nu detensionează. În cazul poeziei lui Bacovia, linia de pauză aglomerează, intensifică, sporește tensiunea lirică. Sigur că da, iar semnele de punctuație fragmentează discursul, trimițând spre realitatea despre care am făcut vorbire. Bine, am ajuns la ultimul nivel, nivelul prozodic. Rima? Îmbrățișată. Are vreo importanță nivelul prozodic în ceea ce privește valențele stilistice ale textului? Contează lumea, elevii și nu numai ei, vorbesc despre acest ultim nivel cu oarecare ignorare, ignoranță. Trebuie să-l ignorăm. El are o valență stilistică la nivelul întregului demers argumentativ? Contează? Da, rima îmbrățișată trimite de asemenea spre claustrare. Este o închidere a... Plumb, vesmânt, plumb, plumb, stric, stric. Este e claustrare, este închidere, e sufocare, e captivitate, dacă vreți. Da? Da. Bun.
Ce puteți să-mi spuneți despre măsura? Măsura este fixă. Are măsură fixă. Slabe. Sigur că da, e extraordinar de important pentru sentimentul acesta de captivitate, de autoizolare. Dar și de monotonie. Monotonie, sigur că da. Și nu în ultimul rând, ritmul, care este și iambic și anfibrafic. Ritmul iambic conferă poeziei un anumit ton. Ce ton? Un ton grav. Un ton grav, sigur că da. Este expresia unui tragism interior, a unui tragism existențial. El exprimă o suferință metafizică, exprimă un sentiment al tristeții profunde. Putem respira ușurați? Nu. Niciodată un eseu argumentativ nu se încheie brusc, eliberându-ne cu ultimul nivel cel prozodic. Ce spune concluzia unui eseu de tip argumentativ? Ne întoarcem la ce? La ipoteză, cea mai bună dovadă a logicii interioare a unui eseu argumentativ, cea mai bună dovadă a discursului care curge fluent, care e logic, coerent și mai ales, atenție, un eseu argumentativ trebuie să fie persuasiv, trebuie să convingă pe cel care citește, un cititor virtual, că am avut dreptate demonstrând că poezia bacoviană este o poezie simbolistă. Sigur că da, nu uităm, decor, oameni, lucruri, toate alcătuiesc universul bacovian contaminat de tristețe, dezolare, solitudine, dezintegrare, disoluție, angoasă, splin, descompunere, destructurare, dezintegrare, toate cu revenire la ipoteza de la care am pornit. Sper că în continuare să reușim să atacăm, cum s-ar spune, să dezvoltăm celelalte teme cu referire la poezia lui George Bacovian.